Oare când va trece această modă, să spun eu așa, de a mânca și a bea? Noi ca moldoveni, ca țară, cam nu prea o dăm înainte, cam rămânem în pe loc. Eu n-am auzit odată Dumnezeu să zică că e păcat să lucrezi. Dacă băat clopute la biserică, nu mai facem nimic. Deana Balerina, astăzi este milionar? Nu. Sunt milionară, poate în credit. Plină de credit. Plină, hai, nu chiar atât de drastic. <laughs> Vai, dar cineva mi-a spus că să nu faci business cu bani împrumutați, acolo rămâi. Z eu, dacă nu riscam, eu cred că din mult închidem afacerea. Cât câștigă de Ana Balerine lunar din afacere? Hai, nici eu nu știu. Care? Deși există problema asta. Moldovan mai are încă o chestie. El vrea azi Deodată. și acum. Milionul pe loc. Podcast. Grebli, răbdari și investiții. Atât. Și o părere a domnului Cătălin Lungu. Ei, dar cine este acest om? Pentru mine el este viața mea, de 22 de ani eu am așteptat sau m-am gândit la așa un bărbat și aici mă refer la Cătălin Botezar. Nici măcar de o noapte n-a fost. Diana Balerini, în timpul apropiat, urmează să-și schimbe numele de familie? Atât. La acest nume. Eu pot să spun că am mai trecut printr-un divorț în <laughs> tot acest timp. <laughs> Când? Ați reușit? A fost cel mai dificil divorț al meu. De ce? Uh, pentru că este um, o relație care nu poate fi. Are vreo 10 ani? Cam așa. Nu 10, cam vreo 13 Dar ani. Cu Marco? Lasă-l pe Marco. Marco e în treaba lui. <laughs> Despre un potențial bărbat căzut la pământ sau tăvălit, nu mai are niciun sens. Deci, în timpul apropiat. Ba da. Este un, da, un, mix foarte frumos, un bărbat foarte frumos. Dacă are cineva să numere bărbații, au decât, știi? Nu vă înghit, să zicem așa. Știi, eu nu sunt 100 de euro să placă la toată lumea. Nu, Invitata noastră din această seară este Diana Balerini, femeie de afaceri. Bine ați venit în studioul nostru! Bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație. Vorba în sfârșit. <laughs> Am ajuns și eu la voi. Da. Cât avem noi? Vreau jumate da. de ani? Mai mult. Mai mult de jumate de ani când încercăm să ne dăm întâlniri, să discutăm, să abordăm. S-au mai întâmplat evenimente, au mai trecut evenimente, au venit și altele exact. între timp. Da. De la Paște, Paștele Blajinilor. <laughs> asta e subiectul nostru discuție, de discuție. Începem spus. cu asta. Ok, eu Începem sunt de tari. pe drum. Da, pentru că vin de acolo. Uh, nu, pentru mine această sărbătoare deja devine plictisitoare și chiar uh, discutam cu prietenii de-a mea, zic că uh, oare când va trece această modă, să spun eu așa, de a mânca și a bea este o sărbătoare nu pentru a mânca și abia. Este mm -hmm. o sărbătoare pentru a pomeni cei care nu mai sunt între noi și atât. Dar la noi fac sărbătoare din orice. Adică sărbătoare de chef. Mm -hmm. Cam așa văd eu. Și, în general, la noi sărbătorile durează foarte mult. Foarte mult. Prea mult și prea multă risipă de mâncare și chiar și de bani, de ce nu? Frumos începem, boa. Eu sunt mai dură la acest subiect. Asta. Da. Apropo, eu nu știu de ce. Eu am simțit că trebuie să începem cu asta și am simțit-o, cred eu, cu un plus favoare pentru mine mm. în această discuție. Acest Paște al blajinilor, să zicem așa, în sat? Mm -hmm. De nord-sud? Nord. Sunt mm. de la Drochea. Cum se sărbătorește acolo, de la paștele, blajului? ca peste tot. Mm -hmm. Adică, mi-e tinse pomenii, chestii. Eu, știi, am tras-o fugă doar, am mâncat și am plecat. Ca să, mm -hmm. Nu vroiam să plec, în general, dar până la urmă am părinții acolo, bunici și. nu vroiam să o supăr pe se maică mănâncă mea. Se mai cimiter? Nu. Maică mea nu. Nu face asta. Da, în general. Da, în general, da, da, da. Se practică chestia asta, dar noi nu practicăm lucrul ăsta. Se ca acasă, ca oamenii, la masă, nu pe morminte. Eu mă uitam acum vreo jumătate de oră în urmă până ne da noi întâlnire. Frigărui prin cimitir, am văzut de toate ce s-a întâmplat astăzi, urmează și mâine, zi de luni. Noi când filmăm această ediție, este duminică, pentru cei care ne privesc acum. Uh, și după vreo două videouri de pe TikTok, urmează să vă întreb, mai mult ați dat sau ați primit? Pomeni, meni? nici n-am dat, nici n-am primit eu. <laughs> <laughs> Absolut, nu, 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 nu eu n-am dat și nici n-am primit. Eu am fost doar, la mine nu a fost sărbătoare astăzi sau să zic ceva, eu am fost doar la părinții mei și atât. Uh -huh. Da, nu, eu nu duc cont de obiceiurile noastre. Chiar de Paști nu o să mă crezi, de paște, am fost singură acasă, n-am făcut nici ou, nici pască. Aveam un cozonac adus de la București de o prietenă mea uh -huh. și am mâncat din el, uite, atât și atât. Nu, eu nu sunt deja pe aceste tradiții. Nu, pentru mine asta deja este un timp <coughs> pierdut. Mai bine, stai și petrești timpul cu familia undeva într-o vacanță sau undeva, știi, într-o pensiune, dar să stai să te vezi, să faci mâncare, balamuc din asta, nu, nu, nu. Nu. Noi am pomenit de sat, noi am pomenit de sărbători și am despre de, de drumurile de la nord. Uh -huh. Acestea des se întâmplă să mergeți acolo. Uh, Cum se zice, drumurile spre casă, des? O duc? dată în lună, practic, eu merg acasă. Când eram studentă eram călător cu autocarul, cu autobuzul mm -hmm, și ziceam mm -hmm. că când o să am mașină personală, o să vin ei în fiecare zi mai. <laughs> nu e așa? Este un drum lung, sunt 200 de kilometri, nu oh. e atât de aproape. 400 dacă calculez mm -hmm. tur-retur în aceeași zi, mult. Eu nu iubesc să rămân pe noapte acolo și așa, o dată în lună, merg. Când mm. mi-e poftă de ceva, sun și zic, vreau să mănânc asta. <laughs> De ce nu iubiți, apropo, să rămâneți acolo? Pentru că la noi s au creat deja modă, trendul ăsta, de vineri ne ducem în plin trasa. Nu, 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 eu nu am chișinău. timp, nu, nu, eu nu am timp, pur și simplu nu am timp, am prea multe activități ca să mă duc. Bun, aș putea să stau la calculator și acolo, dar știi cum merge la părinți și stai pe calculator, nu e hmm. ok. Mai bine, știi, mă duc calitativ decât cantitativ. Eu sunt de părerea, chiar și cu copiii, să avem, o, să petrecem timpul cu copiii, cu soțul, cu mama, cu oricine, calitativ, nu cantitativ. Mm -hmm. Când petreci cantitativ și stai în telefon sau te uiți la film și zici că ai stat cu copilul în casă, asta nu e calitativ, asta e cantitativ. Noi, am pomenit de sărbători, da. eu aici vreau să ating un mic punct, punctuleț, să zicem. Uh, noi, cam ca popor, da, poporul moldav, moldav, moldovinesc, cam mulți le avem în opinia cel puțin. În a zi. Multor oameni în ultima perioadă. Da, cam sfinț pre prieteni, sfinți avem. Da, da, da. Și noi mai avem o, o vorbă în popor, că, băi, noi cam moldoveni, ca țară, cam nu prea o dămăna cam rămânem pe loc. Uh -huh. Vreau să leg aici o întrebare. Iată, în opinia dumneavoastră, ca femeie de afaceri, ca doamnă care investește, la noi cam sărbătorile astea încurcă ca să o dăm așa înainte cum ne așteptăm noi sau... Absolut. Da. Eu mă uit având... Bun, afacerea din oraș nu mă afectează absolut deloc. Sărbător... Bun, mă afectează că uh, e nevoie să închizi pentru că na, nu vine nimeni. Dar uh, sărbătorile de la uh, cei ce ține de agricultură, că mai am ce afacere în agricultură uh -huh. și atunci când este perioada aia, atunci pe mine mă afectează foarte mult. Că atunci sunt foarte multe sărbători una lângă alta. Și ce fac oamenii de la țară? Sărbătoare. Dacă băiat clopute la biserică, nu mai facem nimic. Și după asta ne plângem că nu avem lemne, că nu avem cu ce plăti energie electrică, că nu avem ce mânca. Păi și normal. Dar Dumnezeu niciodată... Eu n-am auzit odată Dumnezeu să zică că e păcat să lucrezi. Uh -huh. Chiar acum urmăresc un film... Testamentul lui Moise pe Netflix, un film foarte bun, vă recomand, uh -huh. unde a fost aleasă această zi de sărbătoare de duminică, dar restul zilelor n-a fost menționat că dacă este sărbătoare, trebuie să. nu trebuie să lucrezi, știi? Uh -huh. Păi, te ai să-ți făcut rugăciunea, dacă chiar crezi, nu știu, marile credincios, te duci la biserică, îți faci rugăciune, după asta poți să mergi și liniște să lucrezi. Care e. Nu știu, eu, sunt, eu lucrez mereu. Nu contează Paște, sărbătoare, Sfântul lui Ion, Sfântul lui Ilie, nu contează pentru mine. Atât timp cât un om are un scop și vrea să trăiască decent, trebuie să muncească. Dar, în general, în construcție, acolo e strașnic foarte. La fel sărbătoare. Sfântul nu știu care, Sfântul nu știu cum și tot așa continuă lista tot anul împrejur. A doua zi de Paște, ca în ziua de da, Paște exact. Și tot așa. Sau în nunta, că mă duc la nuntă, mâine după nuntă, păi mâine sunt după a doua zi de nuntă și tot așa, știi? Da, da, este da, la nu, noi. putem ne cum da, exact. Și uh, spunem că uh, cei de sus, cei de la conducere sunt vinoveți. Noi suntem vinoveți, țara și cultura noastră, care ă, trăim foarte bogat și avem când de sărbători. <laughs> deci, în concluzie, sărbătorile nu ne afectează. Înainte, ne afectează ca să o dăm înainte? Absolut, absolut. Chiar și peste hotare sunt foarte puține sărbători. Iarăși, de nou, în peste hotare, când se fac aceste sărbători, se fac foarte scurte și foarte, să spun eu, toată lumea, uh -huh. odată. S-a închis, toată lumea se odihnește și din nou uh, da, că... iese la muncă, știi, dar la noi, uh, azi Sfântul Ioan e la tine, da, și după Sfântul Gheorghe și după Sfântul Andrei și merg tot încercuit și durează tot anul. Cam așa. Paștile la creștini, da. paștile la... Crăciunul și multe alte sărbători, da, da, da. exact. Oi, da, subiectul ăsta pe mine deja mă <laughs> epuizează, sincer, când aud două revilioane, două da. Crăciunuri. Da da, 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 cam așa. <laughs> ne lipsește doar să facem anul nou chinezesc și suntem dobă de sărbători. <laughs> <laughs> da, da, da. Am și șeșemiu curând, că la noi s-a primit anul ăsta cu Paștele în mai și apoi vine ziua copiilor. Da, și apoi Duminica Mare și tot așa se începe. Noi am atins subiectul legat de afaceri. Uh -huh. O Prima afacere ar fi, la momentul actual, afacere în agricultură. Nu, este o afacere care a venit ulterior. Prima afacere este în comerț. Uh -huh. După mi-a venit uh, ideea cu agricultura, după am și producere și multe alte pe lângă. Pe lângă. Sunt, uh, sunt știi, implicat în foarte multe, uh, foarte multe proiecte dar cel mai mare proiect sunt eu, știi, până la urmă. Pe lângă. Da. Haideți să le enumerăm. În ce afaceri principale astăzi Diana balerina este implicată? Cum am spus, în primul rând sunt implicată în mine, Așa. în investiția în mine, sunt mereu în continuă dezvoltare și investiție, uh -huh. că chiar am și un... Un motto, investește în tine, doar tu ești cel mai bun dezvoltator al tău. Asta uh -huh. este ca Tatăl nostru, știi? Așa. Că asta, ceea ce investești în tine nu ți-a -ți nimeni. Ceea ce investești în cap, știi, în cunoștință. În rest am afacerea de import, uh -huh. care e cu pantofi, după am producere de genți și parfumuri, și deja afacerea în agricultură, care urmează. Până acum am investit doar, deja urmează să. Scoatem, să strângem roadele, să spunem așa. De, să este, numărăm este în proces, Deci, nu este încă lansat, să zicem. Nu, este lansat, este în creștere deja. Am început de la trei ani, acum suntem la aproape 4 hectare de iriș, de plantații uh -huh, de iriș, uh -huh. care doar este în Moldova și în câteva localități din Europa. Uh, și acum urmează să merg în Franța la o companie unde să încheie un contract de. Uh, exportul de ulei de iris uh -huh. și este un nou început pentru mine, să spun eu așa, dar este afacerea în care eu investesc acum la moment, este afacerea care va fi darul meu de 18 ani a mele. Da, mi-am pus acest scop că la 18 ani fica mea va fi milionară. Mm. <laughs> da, pentru că este o afacere în care în 10 ani cam așa ar trebui să fie să aibă câștiguri de 0000 euro. Diana Balerine, astăzi ești milionar? Nu. Sunt milionară, poate în credit. O, asta este un subiect, apropo, care urma să-l... Da? Urmează, urmează da, eu cred urma că... să-l abordăm. Hai! Da, apropo, sunt... Uh, Milionarul da, sunt, dar nu cu, cu milioanele în safeu, știi? Mm -hmm. Da, pe conturi, adică cei ce ține de contabilitate, în cifre, e, yes, sunt milioanele, dar cei ce ține de uh, cash, nu, mm -hmm. nu, absolut. Dar banii nu trebuie să-i ții, știi? Banii trebuie nu, să fie în rulaj. Mm -hmm. Exact, exact. citiți un articol că Deana Balerini este plină de credit. Plină, hai, nu chiar atât de drastică. <laughs> <laughs> toată lumea e plină de credit și milionari milionari, mm -hmm. multimilionari au credite la bănci, mm -hmm. dar nu sunt plină de credit, sunt ok ca toată lumea, adică și, hai să spun așa, eu nu am credite. compania mea are credite, asta așa. este cu totul total diferit cam așa. Era un citat apropo, Cică uh, dumneavoastră l-ați dat că dacă banca îmi dă, exact, iau Păi corect. Banca, așa mi-a spus chiar și un lucrător de la bancă, eu întrebam, zic, cât este, știi, podul, plafonul, da, cât poți ajunge. Până la. Da, până la. Și a zis că, păi, dacă sunt în tot timpul rulează bani și cresc venituri și nu știu ce, noi o să continuăm să-ți dăm și să-ți dăm. auzi wow, ok, perfect, înseamnă, dacă voi îmi dați, înseamnă că eu pot să mai iau, mm -hmm. Și pot să-i dau înapoi. Că banca nu-ți mai dea așa, până ziua de ochi frumos și îți dau un credit. Mm -hmm. Absolut. Apropo, sunt, da. îmi spunea cineva într-o zi de la, de la o altă bancă că la noi în Moldova sunt milionari care au credite mai mult decât au bani. Așa. Da, da care îi vezi cu porșuri, cu ceasuri, rolexemână mână și multe alte lucruri, știi. Și eu zic, ei atunci cu milioane de euro credite, atunci eu cu al, mie, cu al meu milion de lei pot să-droglești. <laughs> da, da, da. La noi în societate. Uh încă persistă chestia asta că foarte mulți se tem să ia credite de a investi, cu credite, nu știu, pe motiv că, băi, da, oare, de așa se întâmplă, da, da, o să le pot da înapoi. Eu eram unul din ei. Eram unul din ei. Fix asta mă gândeam și eu. Nu, doamne, ferește-o până... Asta la început, încă de, de cale, de, până a investit în... Da, eu când auzeam de datorii, de chestii, eu așa am fost învățată de acasă. Nu trebuie să ai datorii cu nimeni. Absolut. Nici o lingură de sare, știi? Uh -huh. Bunica mea așa m-a învățat. Dar pe parcurs am înțeles că asta este o teorie total greșită. Și cei care mai spun din uh, marii. Uh, Înțelepții ai mm -hmm. Instagramului sau a nu știu, care predau business și nu știu ce, spun că dacă vrei să-ți dezvolți o afacere, atunci nu trebuie să ai datorii. Nu este adevărat, pentru că tu nu-ți cunoști limita. Dacă eu astăzi, eu, asta este pur părerea mea și asta am văzut la mai mulți oameni, pentru că nu-ți cunoști limita din capul tău, da? Dacă tu mm -hmm. ai doar 1000 de euro, spre spune așa. Așa, tu așa, 1000 de euro, da? Și tu lucrezi cu acei 1000 de euro, dar la tine capacitatea în cap este de un milion. Dar tu, dacă nu l-ai milionul, la, cum faci ca să știi? Ajungi la milion sau nu? În momentul ăla te duci, nu nu milioane, iei 500. Așa. Și vezi, dacă capacitatea ta în scurt timp... Se apropie de milion? De milion, atunci mai departe. Dar dacă tu stai cu mii aia de euro și... Oh, vai, dar cineva mi-a spus că să nu faci business cu bani împrumutați, acolo rămâi. Z eu, dacă nu riscam, eu cred că de mult închidem afacerea. De mult. Și nu eram unii sunt deci astăzi. Deci creditele sunt ok pentru a deschide, pentru a, pentru a deschide pentru a investi într o Nu pentru avage. a deschide, absolut. Pentru a lansa, a te lansa cumva. Dar nici nu te-am lansat, trebuie să ai măcar 60%. Așa. Și după, deja ulterior, începi să iai, să investești, când tu vezi că ai de unde venit, știi, de unde uh -huh. ai un venit. Uh -huh. Dar că frica asta că vai, nu că nu știu de unde, nu știu ce să fac, că... mai bine apca. Înțelegi? Problema în businessul moldovenesc, noi putem să spunem că este asta? Omului. Dar asta e pe tot în lume. Peste tot în lume. Oamenii au credite de milioane. Peste tot în lume. Sunt afaceri foarte mari în lume care ei sunt în credite. Ei lucrează cu banii băncii, nu lucrează cu banii lor cash okay. din, din Safeu, absolut, sau din conturi. Ei lucrează cu banii băncii și la noi sunt companii foarte mari care lucrează cu banii băncii. Și băncile, de ce băncile fac atâtea oferte? Pentru că știu foarte bine lucrul ăsta. Dar o problemă în ce ține că așa se zice, businessul moldovenesc șchepătează și șchepătează tare. Este că foarte puțin nu merg la risc din considerentul ăsta? Că... Nu. La eu, părerea mea, iarăși strict a mea, este că la noi nu se lucrează pe curat, pe alb. Oh, da. Um, noi n-am ajuns încă la o capacitate și o dezvoltare economică ca să poți să treci deja și pe negru, știi? Mm -hmm. Ca în alte țări. Că și în alte țări se lucrează pe negru. Și, pe exemplu, Dubai. Da, acolo în general. Dar ei întâi au, știi, au crescut frumos și după am început, dar noi cum? Inversul. <gântu -i> la noi hai să furăm <gântu -i> și după asta nu mai gândim să mai facem da, business. Da, să, și mai 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 da, și să mai echităm da, niște impozite și multe alte lucruri. Da. Mm -hmm. Este doar părerea mea. Eu așa lucrez, Mie mi îmi place să dorm liniștită din acest punct de vedere și eu sunt pentru a pentru a investi, adică a achita toate impozitele, mai ales că am copii, copilul meu umblă la grădiniță, la școală, profesorii trebuie achitați, Asta ar trebui să fac toți. Și de aici se pornește roata. Totul este un circuit. Noi toți suntem într-un circuit. Viața noastră este un circuit. Și în business la fel. Banii, eu îți îi, îi dau ții, tu îi dai în altă parte și tot la tine vin, de exemplu, mm -hmm. da? Dar la noi ce fac? I-am luat eu și țin. Îi <gâng> pun într-o parte. Nu, îi duc pe altă parte, dar cum îi duc? valiză. <laughs> Iată, cam așa e situația. Dar este greșit uh, 100% luând bani uh, din banc, credit, să investești la fel, nu știu, 100% într-o afacere? Uh, este, nu este greșit. Eu, de exemplu, acum, cu experiența de astăzi, eu am făcut asta. Funcționează? Da, bine mine a funcționat. Foarte ok. Dar trebuie să ai experiență. Și trebuie să-ți iubești foarte tare riscul și să ai uh, ce gaja. Eu, de exemplu, am mers doar pe activi. Nu am mm. gajat nimic, absolut. Eu nu am niciun gaj nicăieri lăsat. Dar dacă ai să gajezi ceva și ești sigur de asta și ești, vrei să fii implicat, concurență pentru mine nu există. Eu, cuvânt concurență pentru mine nu există. Există doar atât. Dar roate. Implicare. Nu. ești bieță Atât Știți timp... Că concurență nu, dar bieță sunt ca Atât se... timp, nu. Atât timp cât tu ai un scop, Uhum. bine definit și vrei să ajungi la el, nu te mai oprește nici naiba. Eu s-așa. Eu am fost foarte multe ori criticat, copiat la rândul meu. Cei ce făceam eu, pam, cineva face. Ce făceam eu, cineva face, știi? Și mă bucur foarte mult când cineva mă copie. Înseamnă că eu fac ceva uhum. bine, știi? Dar uh, riscul, totdeauna există riscul. Cine nu riscă nu bea șampanie. Vorba clasică. Da. Vorba clasicului. Da. nu să a șampanie. Eu totdeauna, când teoria am riscat, atunci când am stat și am um, calculat, dar poate nu știu, n-am mers. Când am riscat, totdeauna am mers. Totdeauna. Știți că la noi în Moldoveni, este o vorbă clasică? A dat cu cap în ștangă. <laughs> Eu mai spun a calcat pe greble. <laughs> da, dar asta e mai clasic, Da. <laughs> și mai rar să aud. <laughs> în acest sens, această expresie, are vreo legătură cu unele decizii incorrecte pe care adesea, nu știu, sau s-au întâmplat să le luați și să greșeți? Ba da. investiți? Cine nu greșește? Toată lumea greșește. Uh, da. De. Ce e, mai mare greșeală, hai să zicem așa, într-o... Uh, ce mai mare Ce vizează greșeală? o afacere sau un început de afacere? Uh, știi cu tine și nu mi-aduc aminte, dar sunt greșeli din astea. A, ah, îți spun care, una din ele primordială, care vreau să să o audă toată lumea, să nu-ți asumi tot să faci tu. Eu am foarte mulți ani, făceam eu tot și marketing și vânzări, și curat, și eram eu, everywhere, știi, peste tot, numai nu cu mine. Uh -huh. Chestiile se trebuie delegate. Este om, agenții de exemplu, pentru marketing, da? Eu da. asta am delegat. Am făcut conversia timpului uh -huh. meu și conversia costului. Uhum. timpul meu costă mai mult decât să achit asta, sau vânzător sau uh, un administrator eu deja am pus și administrator deja, nu mai mă ocup eu de niște lucruri care mă ocupam înainte eu deja merg pe altă pe altă parte, iată, chestia asta este foarte importantă, adică de a delega lucru nu trebuie să stai tu să faci tot adică, da, eu pot dar uhum. timpul costă mult mai mult decât uh, să Monument nimeni nu-ți pentru asta. <laughs> Cam așa. Uh, sunt din ăștia curioși care vă scriu și vă scriu poate de ce nu insistent. Băi, dar cât câștigă de Ana luna Lunar din afaceri? Ai, nici eu nu știu. Îți <laughs> duceți contul? Nu, absolut. Atât timp cât eu sunt la uh, zi cu acreditele achitate, cu tot achitat, eu nu mă mai interesează restul. Anual? Poate, știu. Nu știu. Sincer, nu fac calcule astea. Nu. Atât mm -hmm. timp cât eu uh, încerc să acoperi tot ce am și să mă mai și odihnesc, să mă mai duc undeva, să mai cumpăr ceva, să mai nu știu ce, eu sunt ok. Sunt luni, uh, sunt luni și luni ca la fiecare. Sunt luni, poate să fie, știi cum, o lună foarte bună ca să acoperi trei luni, știi? Mm -hmm. Dar statistica așa anuală e ok. Adică nu... Depinde. Sunt, sunt luni care acoper, de exemplu, din marketing, din contractele mele de publicitate, acoper cheltuielile de acolo, uh -huh, Deși Deși uh -huh. n-aș vrea, dar alt soluție nu există. Eu sunt singură, eu nu am uh, sponsor, uh -huh. <laughs> Un sponsor acasă sau undeva uh, ascuns <laughs> care să mi achite mie uh, uh, cheltuielile mele ca femeie, să spun eu. Diana. Mm. Relația dintre antreprenor și statul moldovenesc. Adesea la noi se face așa un fel de ping-pong. Uh -huh. Mulți se aventurează, au făcut niște bani, hai să zicem așa, în diasporă, pe la mulți și se gândesc, băi, dă să vinem acasă să investim într-o mică afacere. Ai. Vin, băieții investesc acolo în piedică, acolo piedică, văleu, cum zici la noi, tâși poc, și la un moment dat, după ce au deschis, pe ce au văzut, spre exemplu, hai să zicem, ochii băbării, să zicem uh -huh. așa, da? Peste două luni auzi că... S-au închis. S-au închis. Mă duc eu înapoi de unei că, că e clar cu țara asta. De ce? Sau, uh, uite, ca, ca femeie de afaceri. Care? De ce există problema asta? Uite, eu chiar am citit mai de unul zi o carte... Într-o seară am citit 100 de pagini, într-o seară, în două ore, eu citesc uh -huh. foarte repede. Uh -huh. Și în acea carte era, uite subiectul ăsta, dar era de cum îți pui intenția. Eu, primii cinci ani, eram foarte panicat, foarte speriat, foarte încordat, da, să nu vină fiscu, da, deși nu avem pentru ce să fiu panicat. Da, de ce? Pentru că auzeam, iată așa de la toată lumea, știi? Uh -huh că să nu vină fiscu, că să nu vină asta, că să nu am vreo plângere de la un client, că să, uite, eram totdeauna om încordat. Eu n-am avut odată un control, să spun din asta control, știi care e, să, să, nu pot să știu ce cu mine. M-au sunat, am pregătit mapa cu documente, au venit, au controlat, s-au uitat, au verificat, am plecat la revidere, totul bine. Atât timp cât tu deja îți pui intenția că ce o să fie, că acela o să-mi pună pedică, că acela nu știu ce, că... asta se întâmplă. Asta se întâmplă. La ce te gândești? La ce te gândești? Ce da, exact. Asta deja eu ă, practicat de mine, adică ai testat de mine, nu, ca, asta am citit în carte mm -hmm. și mi -am, pe urmă mi-am zis stai un pic dar la mine cam asta așa funcționează că eu ultima perioadă nu m-a stresat deloc, adică n-am avut niciun stres din, m-au sunat eu deleghez contabil la rog frumos sunat mm -hmm. sau de la mm -hmm. bancă sau de undeva n-am avut niciun stres, nimeni nu mă psopedică, absolut, chiar și banii când am luat un jumătate de milion de lei uh, mă gândeam zic băi dar cum stai, ce o să fac, cum o să fac dar pe m-am stai uleag. Tot să încerc. Dacă mi-i dă, înseamnă că mi-i dă. Nu mi-am pus intenții de asta, aia, dacă mă să-i dau. Să nu, absolut. Nu mi-am pus deloc această intenție cum o să-i dau. Pe urmă, după ce i am luat, mă gândeam că. Da, război, dar nu știu. Da. A zis că e ok. Capul nu o să-i ia nimeni, știi, până mm -hmm. la urmă. Cum îți pui intenția? Contează foarte mult. Și la noi încă Moldovan mai are încă o chestie. El vrea. Azi? Deodată. Și acum? Milionul pe loc? Nu este așa. Eu 10 ani am avut nevoie ca să ajung ca lucruri deja să funcționeze singur. Sunt greble pe care le-am călcat și recomand să nu le calci cineva cum, cum este ceea ce... să deleghezi lucrurile. Uh -huh. Poate eram mai departe, dar eu sunt ok așa. Asta este parcursul meu. Eu pot acum să dau, să fac niște... Uh, știe, un, să spunem un training, așa. Uh -huh. dar nu, niște sfaturi, niște... Uh, lecții, dar nu, nu, nu sar cu sapă la avioane. Absolut. Pentru că nu am ajuns acolo. Când o să ajung, atunci poți vorbesc despre asta. Și cu businessul la fel. Sunt uh, oameni care dintr-un <coughs> an de zile vor deja să fie pe Nu este așa. Doar <coughs> de știi cum? Să fii ceva wow, care un inventator să facă ceva, e ca cum a fost efectul ăsta de la spinner, ce? Exact. Asta e. Dar dar ăsta, ăștia se nasc odată la nu știu câte sute de ani oamenii din ăștia care inventează ceva wow, știi? Uh -huh. Dar în rest, nu. Trebuie să ai răbdare. Grebli, răbdare și investiții. Atât. Ați pe mine de, de cursuri. Uh -huh. Le mai faceți astăzi? De ce de eu nu am făcut cursuri, eu făceam niște evenimente doar pentru Așa. că la moment nu fac, m-am oprit un pic, nu știu, nu simt să fac. Uh -huh. Deși am cereri. <laughs> poate, poate în toamnă, știi, când a. Acum hmm. vara, toată lumea plecat, sărbători și nu, dar în toamnă deja o să vedem ce o să facem. Poate mă apuc și de traininguri din astea business, știi? <laughs> Mai văd. Uh, să numesc. Da? Da. Nu, nu mi place să spun webinar. Da. Dar mie nu-mi place da. plac online, apropo. Nu? No? Nu. Mie îmi place offline. Când un omul simți emoții, e altceva. Dar dacă se practică asta, dacă se vinde, foarte înseamnă bine. Înseamnă că o să fiți mai diferită decât ceilalți. Uh, <laughs> dacă se vinde, asta <laughs> e foarte bine că se vinde, știe? E important să se vândă. Dar cum se face, deja fiecare lege să facă. Podcast. Hmm. La un moment dat... Tot nu-mi place cuvântul podcast. Da, <laughs> <laughs> aveți încă Ok, podcast. Uh, apropo, considerați podcast sau -o, o emisiune? De ce întreb? Pentru că diferența dintre uh, Procederile tehnice dintre podcast uh -huh. și interviu este un pic diferit, La dar la noi știți cum e, o, s au auzit undeva podcast, podcast. E indiferent. Așa. E podcast. e podcast. Da. Se numește Phoenix. Phoenix. Da. Apropo de denumirea. Această denumire este. să spun eu, eu am un, un tatuaj salvat de foarte mulți ani, dar nu l-am făcut încă. Urmează să-l fac. Așa. Și citiți-mă într-o zi un horoscop. Eu iubesc să le citesc. Și acolo era scris ceva Dar de credeți în ele. De... iar Depinde. Depinde. Dacă mă avantajează, cred. Da. Dar <laughs> eu știu, multe ori când postam horoscopul, toată lumea spunea, spunea că le, scriu pus... eu, că le scriu, eu, le scriu eu. Le scriu eu, știi? Mm -hmm. Sau din prieteni de mine, tu preciți că ai scris tu. <laughs> da, iată, mă ocup și de asta, știi? Da, eu cred în ele, să eu sunt adeptă numerologiei, astrologiei, taro, chestii de genul. Deci, mi îmi place. Zi, 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 zi. Zi. Oh. <laughs> da, și mie mi îmi plac chestiile astea. Sunt, uh, am studiat și studiez mm. în continuare chestia asta și aveam acest desen undeva salvat să să-l bat în telefon și cu fetele, și cu horoscopul, și prea mult se lipeau, știi. Mm -hmm. Și am zis, hai să fii Phoenix, știi. Și urmează deja să-mi fac și tatuajul. Și echipa de la, de la marketing a zis că, băi, sună foarte bine. Și hai să facem. Și mi-a făcut logo La mine, Cataria, acest proiect s-a făcut totul cam în 10 zile, o săptămână. Nu a Spontan. durat ani de zile, cum lumea a scris scenarii, nu știu ce. Nu, nu, nu. Mine, foarte rapid. Spontan. Și urmează deja, nu știu, cât o să dureze, eu nu cunosc. Nimeni nu știe cât o să dureze ori nimic în lumea asta. Dar continuăm. Eu am intrat pe canalul de YouTube, am reușit câte ceva să, să mm -hmm. privesc, dar ceea ce pe mine cumva, nu știu, mi au creat mie o întrebare, că invitații din cadrul acestui podcast sunt o leacă diferit de ceea ce noi ne obișnuim să vedem. Păi asta a fost și intenția mea. Exact. Uh, și de aici ar veni întrebarea, dar care este menirea acestui podcast? Menirea? Ai, prea mult spus menirea. Așa. Significat Calea. Ce vrea să ne da, dea eu vreau, până la acest podcast. Da, nu, eu nu sunt adepta emisiunilor din astea gossip, știi, bârfi, mm -hmm. etc. Am zis că dacă să fac ceva, fac câteva emisiuni sau când îmi vine mie cheful, când am eu invitații, simt, eu nu fac la Calita cantitativ, fac calitativ. Vreau să fie în niște subiecte care de undeva oamenii să învețe ceva. Nu contează. O frază. Și contează foarte mult acea frază. Chiar și dintr-o carte. Când citești o carte... O, un cuvânt, o frază să ți rămână în cap și deja poți să spui că cartea ai citit o Dar Dacă nu ți rămâne nimic, însă dar am citit-o. Exact așa și e emisiunea. Eu sunt pentru aia ca să rămână ceva cuiva. Și am feedback foarte bun. Nu m-am așteptat, sincer, o să fiu la aceste vizualizări în acest timp, acest foarte scurt timp, mai ales eu, nefiind în această nișă. Vizualizări foarte bune, feedback-uri foarte bune, comentarii foarte bune. Adică, na. Da. Și mai departe. Ii stați la pe la comentarii buni mai sunt și nebuni. Nu, dar să spun că vreau 3-4 comentarii negative sunt la toate cele 5 ediții sau 6, nu știu cât sunt. Și o părere a domnului Cătălin Lungu. Ei, dar cine este acest om? V-a dedicat un episod întreg de da, am văzut, mi-a trimis cineva. Mi -a, a unui trimis. episod de podcast. Da. Ce la nemulțumit mulțumesc. domnul Lungu? Nu, habar n-am, eu nu știu. N-am idei. Omul ăsta nu vreau să, chiar nu vreau să discut acest subiect. Știi? Eu pot să numesc doar acești oameni doar cu un singur cuvânt. Sunt oameni care își fac imagine pe numele altor oameni. Nimic altceva. Înțelegi? Uh -huh. Ei, tu ai scos, dar toată lumea, toată lumea criticat-o, începând și terminând cu Maia Sandu. Mai de unul zi era o emisiune, am văzut așa, prin scroll, era și mai Sandu prin... Și podcastul nostru a nimerit în vizor. A, da? Foarte bine. Eu mă bucur. Primul. Știi, eu, Vecislav ce vreau să spun, atât timp cât cineva te critică, înseamnă că tu ești în fața lui. Punct. Nu contează cine ești. Atât timp cât cineva te critică, ești în fața lui. Că altfel nu te-ar vedea. Ați făcut și o lansare oficială a podcastului? Da, o mai ca la toți. <laughs> da, eu când fac, fac ceva deosebit am făcut-o la cinema, nimeni care a venit nu știa la ce vine, uh -huh. toată lumea a fost invitată la ceva, dar nimeni n-a știut la ce vine și toți așteptau lansare de parfum, nu știu ce dar când au văzut, au rămas toți așa wow, cum, tu? a fost așa o, o surpriză pentru toată lumea și eu, asta a fost și intenția mea, scopul meu asta a fost mi-am atins scop, ca de obicei câte ediții de podcast sau dat pe, pe YouTube acum. Ai, nici nu știu, 8 pare mese. După 8 ediții, dumneavoastră ați anunțat că este nevoie de o pauză. Dar n-am anunțat nicăieri. Am luat o pauză, ca cum sunt sărbătorile și ba echipa nu era, ba, invitații care vroiam eu erau plecați și tot așa și mai au mai fost eu plecați. Eu cel puțin am văzut un stories unde ați anunțat că nu? o să luăm o pauză de... Nu, 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 n am anunțat mic. Eu am luat pauză eu personal de pe Instagram. A. Nu de, pe, ah, nu de okay. pe podcast. Am fost plecată la Londra, am avut un eveniment, adică și nu coincidea programul nostru cu echipa. Dar o să revin și, cum am mai spus, nu este un podcast care, știi, să fie săptămânal, să fie mm -hmm. la ora nu știu care, pentru că sunt datoare cu Eva, cu ceva. Absolut. Eu o fac atunci când simt și când am un invitat care... Să vină cu un scop, nu să-l fac doar de dragul făcutului. Deci să fac de dragul făcutului, mai bine nu-l fac. asta nu este venitul meu, să spun eu. Știi cum sunt alții care au podcast care au venit din asta. Uh -huh. Dar eu nu am venit din asta. Până când. Dacă o să am câteva sute de nu, câteva sute, câteva mii de euro pe lună, măcar minim 10 mii, poate aș sta toată ziua și aș registra. Dar până când, nu. Și nu asta a fost scopul meu. Scopul meu a fost altul. Deci scopul nu este ca acest proiect nu a să aducă sursă de venit, doar discuții... Dar nu, să vină sursă de venit. Că în orice, orice n-ai face este o sursă de venit. Mm -hmm. Că atât timp cât te investești, trebuie și să recuperezi. Dar uh, era așa un... Uh, hai, o provocare. Vrei? Faci? Facem, știi, cam așa. Și lansarea a fost măsură, adică eu până la ziua de azi am. nu am niciun leu pierdut. De investiții mari. Investițiile sunt mari, am avut Nu-ți cred ăștia... ei, și. <laughs> e acolo? Da, la da, câte chiar. Investițiile sunt mari, doar că am avut, am avut norocul de parteneri care mi-au oferit cineva mobilier, cineva mm -hmm. perete, cineva, nu știu, chestii de genul ăsta. Eu doar că am achitat echipa de filmare mm -hmm. și editare. Astea sunt costurile cele mai mari ale mele, pot să spun. Mm -hmm. Dar am avut parteneri care au acoperit și aceste cheltuieli, și eu sunt acum, știi cum? N-am cu nimic, nimic, știi. Chiar nu am o, o responsabilitate sau o datorie sau, nu știu. Nu. Și chiar contractele de parteneriat eu le închei pe o lună, două maxim și asta e. <sus> Dar eu sincer voiam foarte mult să înconjor un subiect, mă gândeam că mai so vorbit, dar la noi întreabă și întreabă, treabă. Dar știți Vorba, nu dormi la noapte. Știți cum la noi oamenii, atunci când deja un subiect se epuizează, înșarc să lege de am și și mai este, știți, după ce te-ai săturat, dar mai dai și cu Și mă uitam eu și pe dâns și mi mă interesează legat de viața dumneavoastră. Și eu mă uitam nu, vreau câteva fotografii. Pentru mine, el este viața mea. De 22 de ani, eu am așteptat sau m-am gândit la o, așa un bărbat, și aici mă refer la Cătălin Batezar. Wow! <laughs> mă gândesc și. Uies! Da, <laughs> Început oamenii între voi, cel puțin oamenii, urmează dumneavoastră să ne spuneți, da. să lege o mică chimie. Da. Nu la noi și este chimie. <laughs> de prietenie, doar. Ce fel de chimie este? De prietenie? Absolut. Absolut prietenie, pentru că el pentru mine este bărbatul perfect. În măsura cea care am petrecut eu cu el. Eu nu, nu știu cum este în pat, nu știu cum este cu alte femei, cu mine a fost perfect. Adică, noi ne cunoaștem, eu îl urmăresc pe el de când eram un copil, adolescentă. Așa. Era visul meu de a-l vedea. După a fost visul meu de a sta cu el la o Cine. Toate aceste visuri eu mi le-am îndeplinit singură. Așa. <laughs> și de câte ori ne vedeam, tot se lega această prietenie între noi, să spun așa. Și iată că am ajuns să ieșim împreună, să petrecem timp împreună, dar în altceva nimic. Adică nu este o relație de iubire, nu este o relație nici măcar de o noapte. <laughs> a fost, știi. Că eu i-am zis și lui Cătălin, vreau mm -hmm. ca această relație să fie doar de prietenie. Nu mă interesez tu ca bărbatul în patul meu. Absolut deloc. Diana Balerini, în timpul apropiat, urmează să și schimbe numele de familie. Acest nume nu a fost luat de nevoie, să spun așa că sau din dragoste, sau nu știu cum. A fost luat în, într o seară. Eu trebuie să mi schimb actele și această căsătorie de fapt a fost așa. Nu a fost o căsătorie cu un în genunchi, dus pe Maldivie, cu baloane și multe alte chestii. Nu. Acest nume a fost luat doar la o discuție că eu trebuie să-mi schimb actele și el a venit cu propunerea, uite, hai să căsună frumos și hai să facem asta. Și într-o lună de zile noi ne-am căsătorit în consulatul de la Bolonia, eu am venit și mi-am perfectat actele și atât. Și eu am zis atunci, eu numele, chiar dacă se va întâmpla ca noi într-o bună zi să divorțăm, numele nu mai schimb, rămâne ăsta. Ești ok cu asta? Da. Atât la acest nume. Haideți să altfel atunci. Dacă să-l schimb într-o ulterioară căsătorie? Nu, absolut. Nu. Pentru că eu am investit foarte mulți ani și bani în acest nume, ca să-l fac popular, să spun așa, uh, ca să ajung unde să ajung. Eu am investit foarte mulți bani și ani, timp. Uh, dar uh, o eventuală căsătorie nu va mai fi. Poate să fie, dar să fie undeva prin Maldive, nu știu pe unde, doar conact din ăsta pur nu știu, dar o căsătorie, ca să eu să fiu căsătorită, să fiu... Mireasă. mireasă, poate da. <laughs> dar să fiu, să trăiesc, să fac o familie deja cu altcineva, nu. Voi fi, voi accepta un bărbat care va accepta doar condițiile mele. O relație la distanță, o relație fiecare la casa lui, fiecare în patul lui. Dar ne vedem rar și bine. Cam complicat va fi. Nu mai bine Eu am zis că mai bine să petrec timpul calitativ decât cantitativ. Eu timp cal, cantitativ am petrecut prea mult și am pierdut prea mult timp. Nu mai vreau. Nu. Dar dacă la insistența soțului. Viitorul pot, soț? Da, o să zic că eu vreau să fiu în familia mea. No, nu, 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 nu o să fie asta. Nu. Dragostea nu va juca un rol important, decisiv în o nu. asemenea decizie. Nu, atunci când o persoană te iubește, trebuie să te iubească așa cum ești, nu cu condiții și de genul că trebuie să faci asta, asta, asta. Nu. Eu pot să spun că am mai trecut printr-un divorț <gântu -i> în tot acest timp. <gântu -i> Când ați reușit? Într-un <gântu -i> într divorț oficial nimic. sau nu? Nu, no, într-un divorț... Știi, divorțul ăsta pe foaie este cel mai ușor. Așa. Divorțul emoțional este cel mai greu. Și nu este cu fostul soț, este cu altcineva. Da. Știți și apropo și urmă, eu să vă întreb acum. E, e, asta este noutate. Dacă ați de ok. or, la balerine la pe etapa curentă, este un bărbat în viața ei sau nu da. știu, dumneavoastră, pac, o spuneți. Dar eu am mai trecut <laughs> într-un divorț. Asta a fost cel mai dificil divorț al meu. De ce? pentru că este o relație care nu poate fi. Domnul nu a acceptat condițiile mele. Așa. Și am zis că înseamnă că noi nu putem să continuăm. Eu nu mai vreau rutină, nu mai vreau... Deci că noi să înțelegem, ca cei care ne privesc acum să înțeleagă. Da. După divorțul cu Marco Balerini, da. Diana Balerini a da. mai fost într-o relație de scurtă acum. durată, acum, care s-a soldat ca cu un divorț. Că are relația asta, vreau să-ți spun că ea a fost în, de, are vreo 10 ani, Cam așa, nu 10, cam vreo 13 dar ani. Pe Marco? lasă l pe Marco. Marco e în treaba lui. <laughs> este, dar nu e o relație. Hai să spunem așa. Noi am fost într-o relație de prietenie. Așa, bun. Cu acest bărbat. Începem cu prietenia. Da. da. Se spune că relația de prietenie dintre o bărbat și femeie nu, nu există. există. Bun. Ok. Ea există. Atât timp cât uh, ambei știu ce vor unul de la altul. Eu am prieteni bărbați. Așa. Și sunt foarte ok cu ei. Dar acest băiat, bun băiat, un domn, între timp a divorțat și el și a ajuns la concluzia că, hai, poate, știi, uite, mi-a rămas încă de atunci și mulți ani și etc., hai să încercăm să fim împreună. Și eu am zis că, ok, dar condițiile mele sunt următoarele. Fiecare la casa lui, fiecare în patul lui, dar îi plecăm împreună în vacanțe, ne vedem prânz, cină, nu știu ce, o noapte la tine, o noapte la tot la tine, știi, la mine acasă, nu? <laughs> da, eu am scăpat un în patul meu nu doarme nimeni. Da. Și el din start a acceptat, dar pe urmă a văzut că um, primește foarte um, energie foarte frumoasă, timpul petrecut foarte frumos împreună și a zis că poate te muți la mine. Zic, așa. cu cățel, cu purcel, cu copil, cu de toate. Și am zis că nu, dacă tu vrei să continui această relație așa frumos și e, savuros și pasional, atunci continuăm doar atât, nu altfel. Și el, ok, hai să mai încercăm, să nu știu ce. Și deja era o presiune pe mine. Deveniți o presiune. Și am zis că, uite, hai să divorțăm. Emoțional. <laughs> că pe hârtie nu o să mai divorțăm, că nu o să ne mai căsătorim dar emoțional hai să divorțăm și a fost cel mai greu uh, uh, pentru mine, deja acum sunt ok da, comunicați uh... da, 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 am rămas prieteni foarte buni deja, dar uh, știi cum uh, s-a tăiat totul din mm -hmm. partea mea Adică chiar a fost unde... Asta s-a văzut și pe story la mine. Cine mă cunoaște a înțeles foarte bine că eu am suferit foarte mult. Acum sunt ok. da. Acest divorț a fost mai greu emoțional emoțional decât divorțul cu Marco Bălerine? Uh, evident că da. Pentru mine divorțul cu fostul meu soț a fost floare la urechi. Noi am văzut, ați sărbătorit cu Absolut. Fas. Da, la Apropo mine divorțul... unica, să zici, Moldova, unica, da. unica Moldova <laughs> Da, divorț. divorțul cu el a fost foarte simplu, mai spun încă o dată, e, emoțional cu el a fost divorțul de foarte mult timp, nu a fost atunci. M-am spus uh la -huh. dimineață și am că hai să divorțăm. Nu. Divorțul nostru a fost uh, de mai mult timp emoțional, după asta... Am mai ascuns treaba asta? Da, Cel ascuns. puțin ați fost uh, în unele emisiuni televizate, cumva ați fost... Nu, eram azi. ok. Când azi. deja când deja s-a rupt totul între noi, n-am mai fost nicăieri. Uh -huh. De vreo doi ani se simțea foarte bine acest, acest lucru care ne cunoaște personal. Dar acest divorț emoțional a fost foarte greu. Da, a fost chiar greu pentru mine. Sincer, o să recunosc, a fost foarte greu. Este, nu că am suferit, dar faptul este când știi că totul este prea frumos, stai, știi? Și îți ești nevoit, da. Da, nu că ne-a impus cineva sau o circunstanță m-a impus, doar că eu -am mai, nu nu pot să accept. Eu de rutină sunt sătulă, nu vreau rutină. Asta e. Întrebarea mea despre un potențial bărbat o la pământ, s-o tăvălit, nu mai are niciun sens. Deci în timpul apropiat, Ba da! Eu totdeauna am avut atenția bărbaților. Totdeauna am avut atenția bărbaților. Pot să o recunosc, deși... Deși toată lumea, nu știu de ce... Eu deja am două întrebări, te văliți pe jos. Da, nu, deși toată lumea crede că eu stau și sufăr undeva, știi, pe undeva sub o plapumă mă-și plâng după Marco Valerini. Nu este adevărat. N-am plâns niciodată după un bărbat. Am plâns doar pentru mine, știi, pentru mm -hmm. emoțiile mele, dar după un bărbat să plâng niciodată. Chiar și după, cu acest bărbat, eu n-am plâns pentru el, eu am plâns pentru mine, că eu nu vreau să renunț la principiile mele, la condițiile mele și nici... atât. La liniștea mea, de fapt, nu vreau să renunț pentru cineva. Nu vreau să mă mai sacrific pentru nimeni, nici pentru copii. Da. Acum este un bărbat care mă curtează. El de fapt era undeva în umbră, undeva, de vreo 6-7 luni. Am mai El... urmat să zic. Da. Sper că nu de vreo 8 ani. Nu, nu, nu. El de vreo 6-7 luni. Noi ne-am ne, -am, ne -am intersectat undeva peste hotare și acum am zis că băi, de ce nu? Mm -hmm. am, nu sunt datoare la nimeni. Nu știi, nu sunt infidelă nimănui, sunt am 38 de ani, uh, absolut, dacă are cineva să numere bărbații, au decât, știi? <laughs> Mai bine să numere bărbații decât zilele cu care nu am fost cu bărbați. <laughs> da, apropo, mulți, nu știu, nu vă înghit, să zicem așa. Nu mă înghit acel care nu vor, știi? Care... Dar, știi, eu nu sunt 100 de euro să plac la toată lumea. Nu. Știi, 100 de euro place la toată. lumea. Mm, eu nu sunt 100 și de eu sunt mai mult. da. Mult? Exact. Hate este. Da, este, dar eu, cum s am mai spus anterior, atât timp cât sunt hate sunt bărfită, sunt cum vrei tu, înseamnă că eu sunt fața lor. Nu sunt în spate. Mă văd, știi, strălucesc ca o stea. Cam cât așa. e de plăcut când oamenii cumva nu, hai să zicem așa, nu se ia după gură lumea. Nu, deloc, chiar deloc. Dar ce da. condiții poate spune Diana Balerini așa că, nu știu, în afară de faptul că fiecare pe la casele lor să trăiască, ca iată, să fii pus în situație omul să zic, măi, ceva, nu, 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 nu e așa acum. Ce condiții? Astea sunt condițiile mele, doar fiecare la casa lui nu vrea o rutină. Dar moldovenii noștri sunt obișnuiți cu această rutină, să mergem pe la prieteni, să facem frigărui, să dăm cu balul vorba știi? Uh -huh. Eu nu mai vreau asta. Și de asta, iată, a influențat chestia asta la relația care era aici, a influențat foarte mult și aceste lucruri. Eu nu iubesc să merg pe la prieteni cu băutul, cu mâncatul, cu... Nu, stau până la 3 din noapte, să pe la pe gas, mănânc zeamă la 4 dimineață, 5. Nu, 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 eu nu mai iubesc chestiile Este Nu mai am 18 ani. Când aveam uh -huh. 18 ani, am la cluburi. Dar acum eu iubesc intimitatea, iubesc să merg la un restaurant gustos, să mănânc gustos, să stăm doi, chestii de genul. Dar când se implicați mai multe persoane, gata, nu. Și am zis că aici nu mă mai opresc, o să vorba o să încerc pe viitor, dacă o să fie bine cu cineva, o să am o relație la distanță. Și atât. Noi am pomenit, apropo, de... Noul admirator. Da, da noul nou admirator. admirator. Este un francez cu. După un italian. Francez. Un francez, dar este Așa. un mix. Un mix dintr un francez și un egiptean. De ba, fapt. sunt Da, este un mix foarte frumos. Apropo, un bărbat foarte frumos. Familia, familia, este frumoasă? Familia, da, este franceză. da. Totuși rămânem până, da, până la sigur. urmă, balerini Da, sigur, sigur, sigur. sigur. Deși el îmi spune viitoarea mea nu schimbăm numele de nu, familie nu, 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 pe... Știi de ce? Nu vreau să-mi schimb actele. Gata, m-am obosit. Nu, nu, nu. Și este un, da, un, mix foarte frumos, un bărbat foarte frumos, foarte inteligent. Eu un businessman, este... Um, suntem așa în comunicare deja de foarte mult timp, doar o comunicare, acum, a ultimul timp, uh, comunicarea a devenit un pic mai, să spun, mai intimă, să zic așa, și urmează să mergem într-o vacanță, deja... Cam așa. Vacanță se planuiești pe, pe vară mai mult? Sau... Uh, el locuiește la Nița uh -huh. și urmează să merg eu acolo. Deja. Merg întâi la Paris și după... El cunoaște de aceste condiții? Da. Eu i-am spus foarte clar condițiile mele și el a zis că este total de acord cu mine pentru că și el a avut o căsătorie la activ, are un copil, are o fată uh -huh. și i-am spus condiții și el a zis că uite sunt de acord cu tine pentru că eu sunt de foarte mulți ani singur, deja sunt obișnuit cu intimitatea, cu toate chestiile astea în casă, cu multe alte lucruri uh -huh. și sunt total de acord. Și am înțeles că te pot înțelege cei oameni care sunt ca tine. Înțelegi? Cu oameni uh -huh. care trăiesc gândesc ca tine și, la fel. și gândesc la fel. Iată, atunci poate să fie o relație de genul ăsta. Dar când este o relație cum este anteriorul, că uh, baluri, întâlniri, miesti întinse, etc., uh, nu poți să te înțeleagă chestia asta, absolut. Eu am înțeles și eu am fost foarte conștient de acest lucru și am zis că ok, bun, dacă nu e așa, înseamnă că noi doi nu mai avem ce face. Dar acest bărbat este total de acord cu ceea ce spun eu, cu ceea ce, cum gândesc eu și el este gata pentru acest această cale, să spun eu așa. Și o să fac, cred că mai des naveta, că el mi-a zis că uite, aș veni eu, dar ce să văd eu acolo la voi? N-am ce vedea. Și eu îi dau dreptate, că la noi în Moldova poți să vii pe un weekend, nu pe o săptămână, două, trei. La Nița ai ce vedea, știi? Noi îl vedem curând? Mă refer, fotografii comuni, vacanță... stai că... Urmează? Urmează, nu știu, vedem. Vreau poză, două, trei. Da, vreau. Dacă vrei, arăt. practic, toți sunt în vacanță. Dă să-ți arăt ție, știi, ca să vorba asta. Nu crezi că vorbesc ca ploaie. Hai, doamne, stai. O să vezi cum îl cheamă. Aveți prea mult. Uite. Așa. Noi avem o cameră aici. S-a văzut, nu cred. Nu s-a văzut. Da, da, da. De această decizie Da. și apropo de foarte multe alte decizii, vreau să vă întreb copiii dumneavoastră. Uh -huh. Cum sunt? Foarte bine. Băiatul meu este în Italia. Este cu lui, învață acolo, fetița e aici. Acum își pleacă în vacanță, pe vară, o duc la Paris pe două săptămâni, după o duc în Italia, după la Mare și tot așa. Adică sunt foarte, foarte bine. Încerc să fiu, nu să spun o mamă din aia de pus pe cruce, uh -huh. dar sunt o mamă care vrea tot binele din numele copilului ei și atât. Adică. Nu fac sacrificii, nu. Uh -huh. Timpul meu este timpul meu, timpul cu ei este timpul cu ei. Și multe alte lucruri. Timpul ăsta este limitat, adică? Nu limitat, adică dacă eu trebuie să plec undeva într-o vacanță pentru mine de o săptămână, două, eu plec. Are tată, noi suntem în o custodie comună, uh, Petrece timp și cu el și cu mine, cam la aceeași cantitate. Nu suntem, știi, cu program. El este ca, ca la studii, gen învață aici. A băiatul da. nu, băiatul este în Italia, eu plec mai, Stabilit. da, mai des acolo. Dar cu Iris, cu fetița stă la mine, dar stă și cu tatăl ei, cam același timp, pentru că noi avem studii comună și am zis că copilul are cum are mama, așa are tatăl. Mm -hmm, cu băiatul, mm -hmm. el a stat la mine până la 12 ani, a trăit aici în Chisinau, a stat cu mine. După 12 ani, a hotărât el că pleacă acolo și am zis, că, ok, dacă pleci acolo, este strict responsabilitatea ta. Și acum întrebarea. Dacă bonus, mai doresc copii? Bonus no. <laughs> no, absolut. Nu. Nu, absolut. Nu. Noi deja așa am discutat și cu actualul, să spun, partener. El își dorește? Nu, 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 absolut. Nu, nu, nu. El are o fată foarte mare, adică el este de, nu are 20 de ani, are peste 50. Și am discutat despre acest subiect și a zis că nu, categoric, nu. nu. Rămânem la doi. Eu acum am trăiesc viața mea, nu mai vreau să fac copii, să stau iarăși de nou acasă, nu, absolut. Nu, nu sunt eu femeie tipică care să fac copii unul după altul, nu. Rețelele de socializare. Mm. Foarte activă sunteți pe da. social media cel puțin pe Instagram, foarte mult 24 în 24 <laughs> da. Cam 24 din 24 sunteți activă și vă ia 24 din 24 da, ca să fiți activă Deși uneori îl mai las și zic hai ei, care, două minute și apoi iau telefonul în mână. Noi acum suntem toți dependenți de asta, de rețele de telefon, că cu asta este instrumentul nostru de lucru mm -hmm. al meu uh, și sunt dependentă de telefon, da, exact. Eu, dacă nu am telefonul o oră de vreme, mă apuc panic, <gângă> să spun eu. Bun. Ce să ne de lucru. Dar dacă trebuie să dedic cuiva timpul meu și să fiu acolo prezent, da, pot să renunț la telefon. Dar mai întâi trebuie să-mi pun totul, tot programul la loc și după asta renunț. Dar stau mult, stau chiar și public mult. Deși aș publica și mai mult, ca aș avea conținut să public și mai mult. Dar nu vreau să fac supra-saturații de mine. las mai fie dor, că mai lipsă câteva zile și prin indirect erau, a, uite-ți, ce ați de ce nu mai puneți, de ce nu așa, de ce ați... chestii de genul, da, sunt fete care mă urmăresc zilnic, fidele, Câștiguri. Uh -huh. fidele, fideli, așa le spun să le văd după fac trofei, <laughs> Da, da, da. Că idee. Da. Vorbă, pentru foarte multe personalități de la noi, sau cel puțin oameni care au uh, o comunitate de urmăritori uh -huh. destul de largă, uh, Instagramul este o platformă care aduce bani. Uh, pentru dumneavoastră, rețelele de socializare, este o platformă care aduce un venit, sau este doar un moft personal de a comunica și respectiv de a împărți o experiență sau Ba Da. Este o sursă de venit. La mine toate tot ce este publicitate la mine pe pagină este totul prin contract. Este achitat prin contract. Plătiți impozite pe social media? Da, exact. Este mm -hmm. este un punct din extrasul mm -hmm. da. de pe companie. Este, nu sunt persoană fizică, nu activez ca persoană fizică, activez ca persoană juridică, ceea ce sunt de Publicitatea sunt contractele făcute între companii uh -huh. și toate publicitățile care le am eu pe... Sunt unele publicități care sunt barter, să zic așa, servicii pe serviciu sau produs, dar foarte puține nu accept barter. Uh -huh. Pentru că eu, pe imaginea mea, nu am investit. Nu știu, creme și nu știu ce. Am investit bani și ani. <laughs> și mai ales când știu feedback-ul care l-am. Apropo, eu intrat mi dacă vorbim de rețelele de socializare, pe dianabalerini.com. Da, site-ul meu. Site-ul personal. Eu am zărit acolo, dacă să ne întoarcem înapoi la business, și, adică uh -huh. la unele investiții în afaceri, cărți de jucat Diana Ana Motivaționale, Balerini, uite, nu motivaționale, le -am cu mine. Parfum. <laughs> da. Astăzi, în continuare, se pot achiziționa? Adică... Da, sigur. Absolut. Mm -hmm. Absolut. Noi încă producem parfumurile, eu le produc în Italia, le importez, adică totul este pe. știi cum spune bunica mea? Negru pe alb scris, știi? Mm -hmm. <laughs> da. Pentru că eu am identificat două site-uri. Este vorba despre Diana Balerini și Flo. Flo, Flo este magazinul cu încălțăminte. Mm -hmm. Da. Dar ceea ce sunt diana sunt uh, produsele care sunt produse de mine. Și gențile tot sunt produse aici, în Moldova, sunt. Uh, făcute sub ghidarea mea cărțile la fel sunt scrise de mine sunt publicate, sunt deja uh, redactate făcute de cei care se ocupă de treaba asta Cam asta. Eu și al puțin nu am zărit să să văd cărți motivaționale, gen, sunt cărți de jucat. Da, da sunt, sunt foarte populare cărțile mele, da, au ajuns pe toată lumea și în America, și pe de vrei, ca și parfumurile, da. Mm -hmm. Da, sunt uh, niște cărți care eu le-am făcut acum patru ani în urmă, la primul eveniment care l-am făcut, patru, trei, cam așa. Mm -hmm. um, la primul eveniment le-am făcut de mână, erau scrise de mână niște fraze motivaționale, și ziceam că într-o zi o să fac ceva de și am vorbit cu echipa și am ajuns la aceste cărți. Sunt 52 de cărți, sunt 52 de săptămâni ale anului, adică au o poveste aceste cărți, sunt 52 de cărți de jucat în uh -huh. jocul cu, de cărți, care eu okay. nu știu a juca. <laughs> Bun. Da. Și au o poveste aceste cărți și le-am făcut 52 de fraze, toate diferite, scrise total de mine să înțelegem corect că de la nu știa juca cărți. Nu. Nici într-o formă. Deși am masul de roșu pe picior, știi? Nici nu da. știu dacă este vreo coincidență sau nu. Este, poate. Apropo, ce semnifică? Este o, să spun așa, o... Da, hai să nu spunem. Să rămână un mister. Am mai spus dar știi adevărul, doar eu îl știu. Eu sper că n-ați să încercat să jucați o partidă de, de cărți și ulterior nu au mers. Nu, nu, nu. nu toate tatuajele mele au o semnificație emoțională. Nu sunt aruncate așa pe... Nu, ei. absolut. Nu. Niciun. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici în studio. Vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți. Afaceri noi, menținerea eficientă a afacerilor pe care le dețineți astăzi. Vă mai așteptăm aici în studio cu Secrete, idei, realizări, proiecte. Și, bineînțeles, de ce nu, vă așteptăm deja să ne întâlnim în noul nostru studio. Iar un inel de logodnă, de ce nu, în, fel să, în timpul apropiat să savurăm din fericirea dumneavoastră. Ok, mersi frumos de invitație. Trec foarte repede timpul, înseamnă că compania este foarte bună. Și vă doresc succes și, de ce nu, ne vedem și în nou studio și poate nu cu un inel, dar cu... Mirile. <laughs> da, nu, am. vă așteptăm <laughs> nu, și în nu, acest nu, <laughs> hai, nu. <laughs> ne vedem tot noi, doi. <laughs> Mersi frumos, vece, slav, Mulțumim. succes. Diana Balerine aici în studioul nostru, femeie de afacere. Noi ne revedem la o nouă ediție. Până atunci, aveți bună voastră dispoziție. Pa, pa!